În primul rând, înainte de a începe lecția propriu-zisă, vreau să vă mulțumesc la toți trei pentru faptul că ați participat la concurs și ați avut o comportare onorabilă, având în vedere de cât... Cum? Foarte onorabilă a avut și Maria. Nu contează, la grupa ei de vârstă... Locul 3 sau 4? Da. Locul 2, păi vedeți? Deci nu e cum... Bun. Ce-am făcut noi joia trecută? Nu. Ia-ți dama aia de pe cap. Și le-am făcut principii de avansate de deschidere. În care, practic, am atins subiectul sfaturilor, da? Și continuăm cu episodul 2, pentru că data trecută n-am reușit să terminăm. Oricum, mai avem încă vreo, cel puțin un episod, încă două, dacă nu chiar două episoade, pe care, deci, vom continua aceste principii avansate de deschidere și poimine. Și am să vă arăt, deci, în prima lecție v-am arătat așa, să punem accent pe dezvoltarea pieselor, să nu mutăm pionul ăsta de la F decât cu mare grijă și de obicei să nu-l mutăm. Așa? Și al treilea, să nu scoatem dama timpuriu la joc. Vom aprofunda aceste cunoștințe, sper că i-am dat drumul la înregistrare să nu vorbesc ca telefonul. Deci, și vă arăt mici. Ștefan, întoarce-te, te rog, și uită-te acolo. Mici, vă arăt mici miniaturi. Deci E4, E5, cal F3, îți atacă pionul din E5, F6. Ce? Ce sfat încalcă acest F6? Să nu muți pionul de pe F. Decât cu mare grijă. Și asta nu e grijă. Lăsând la o parte faptul că îi ia acestui cal un câmp de dezvoltare, așa mai bine joci cal F6. Care duce la apărarea rusă. Acest pion F6 este dezastruos. Și vă arăt. Să știți că puteți juca atât de 4 cât și nebun ce 4, dar vă arăt cea mai puternică continuare a albului, care pur și simplu ia uitați, calea pe E5. Îl pedepsește grav pe negru. Cu acest calea pe E5. Încă o dată, dacă nu e calul, calul se întoarce mersi înapoi și ai rămas fără un pion. Și te poți întreba, bine, bine, dar ce se întâmplă la feia pe E5? Datorită faptului că ai mutat pionul F, ți-ai slăbit foarte mult diagonala H5 E8. Urmează șah. Și ce vede săracul negru aici? Că dacă joacă G6, îi dau șah și tură. Și să, da, să zicem după un damă E7, damă ia pe H8, damă ia pe E4 cu șah, damă lasă și el fără, dar încă o dată după damă E6, eventual nebun de 3 și ameninț turn E1, ameninț pe urmă să-ți bat și pe puful, plus că am avantaj material cu alb. De aceea negru în partidă zice, nu-ți opresc acest șah cu pion G6. Și ce dacă mut rege în față? Damă ia pe E5, șah. Deja în acest moment, albul are 2 pion pe un cal. Deci, practic, el nu mai are decât un pion, un punct în minus. Rege, E7, șah. Și acum am să vă arăt două variante. Vă arăt pe cea mai slabă și, pe urmă, la sfârșit, vă arăt pe cea mai bună. Dar și aia cea mai bună, tot negru pierde. Deci, cea mai slabă. Rege G6. Pentru că n-ai altceva. Deci, când ești în șac, n-ai decât așa. Să
Să bați piesa care îți dă șac, nu poți să bați. Nu. Să fugi, asta face negru, sau să interferezi cu D5. Asta era cea mai bună apărare. Să dai al treilea pion. Dar cu dată, hai să vedem, negru zice că pe, dacă îl dau și pe ăsta, iar mi-l ia cu șac, oricum vin la G6 și vom vedea. Deci, de aceea zic, las că mut rege G6. Șac. N-ai decât rege H6, șah de la nebunul din C1, n-ai decât G5 și urmează H4. Și aici, practic, negru poate ceda. Orice a jucat, în partid a jucat un nebun pe 4 și ăsta, ca să-i arate cât de slabă e poziția lui, a jucat rege de 1. Și după dama E7, pentru că dacă joci orice altceva, îți dau șah dublu și mat. Ce mai? De aceea a jucat aici dama E7, ca să controleze câmpul F7. Da, atunci albui bate cu nebun. Șah și dama. Nu, poți să joci și rege G7, da. Da, toate și... Bați. Negru a cedat aici. Hai să ne uităm la, adică la cea mai bună continuare, este acest D5. Care e rostul acestui sacrificiu de pion care practic restaurează echilibrul material? Pentru că în acest moment albul are 3 pion pe care l-a sacrificat după nebunea pe D5. El are toți pionii pe tablă, negru nu mai are decât 5. Dar într-un fel negru zice, stai mă un pic, că cu acest D5 mi-am dat drumul și eu la nebunul din C8 și când mă duce la G6 nu mai e șacul ăsta, nu? Da? Dar albul continuă cu H4. Amenințare H5. Și atunci, de ce cu dată joci calci 6, H5? Am pasat pe la Lorena, șah dublu, ești groghi. Da? De aceea, încă o dată, aici negru zice, păi stai că îmi fac loc să fug în spate. H6. Bun. Acum, dintre voi trei, ca să nu trecem ca găscuța prin apă peste această primă partidă, ce joacă albă aici și negru cedează? Uitați-vă la o piesă neagră care este supraîncărcată. Mai mult de atât nu vă pot ajuta. Adică are în apărare două lucruri foarte importante. La negru vorbesc. Silvule, vezi? Ștefan, vezi? Nebunul este. Deci nebunul ăsta trebuie să apere și pion, câmpul F5 și pionul B7 albui bat. Și negru cedează pentru că pierde turnul din A8. El trebuie să joace un cal pe 6. Dacă joacă nebunea pe B7 e mat. Dacă joci cal pe 6 îți iau un turn degeaba. Da? Bun. Următorul exemplu. Și să-mi spuneți dumneavoastră rocadă mică, cale 7. Este o mutare bună acest cale 7? De ce nu este bună, Silvia? Pentru că de obicei, nu numai că blochează două diagonale, dar de obicei calul de la G8 trebuie să ajungă la F6. Însă, negrului a fost frică că la acest cal F6 albul va juca cal G5.
S-a gândit că oprește cal G5 cu acest cal E7, dar oprește? Nu-l oprește. Tot aia e joacă cal. Cal G5. Opa! F6. Cred că aici, dacă aș fi fost în locul negrului, i-aș fi dat un pion eventual cu nebune 6. Da, ai două bătăi, da, vei bate un pion, vei bate și nebunul din F8, pentru că eu bat, tu bați, bat cu calul, mulți din damă. Da, bat. Da, nu am decât un pion în plus. Să zicem, după un D3, joci și faci rocadă mare, joc nebun G5. Nebun G5, cal C3 și încerc cal D5 să profit de pipi on the pipi, când regele ăsta va fi aici. Am și un pion în plus, te bat, într-adevăr. Dar încă o dată, să vedeți ce înseamnă ca să opui cea mai mică rezistență. Ceea ce e un lucru foarte greu. F6, a doua încălcare de sfat. Din nou, nu muta pionul de la F7. Și uitați-vă ce bătaie ia al negru aici. Nebun F7, șah. Rege de 7, damă G4, șah. N-ai decât pion. Da, vă-ți bat. Amenințăm pe 6, 6 și ești mat aproape. Nu, o să joc cal pe 5, damă pe 5, rege 7. A, nu pot. Nici rege 7, că am pionul la pe 6. De aceea negru joacă disperat. Oh, da. Ce urmează? Uitați-vă, mat în două mutări. 3, nu în două. 7. Etena. Șa. Mat. Deci, încă o dată, văzând slăbiciunea diagonalei A2 de 8, cum este, sau H5 e 8. Deci. Și văzând și un cal scos ca naiba la E7. E4, E5, cal pe 3, damă pe 6. Ce sfat încalcă Maria? Negru aici? Corect. Deci lăsăm la o parte că scoți dama la începutul partidei. Tu de fapt scoți dama ca să aperi un amărât de pion. Păi eu sunt doamna damă. Am forța nouă amărâți din aia. Tu mă pui să apăr un singur amărât? Nu. Asta e dintr-o partidă a lui Paul Morphy. Paul Morphy final. Cal C3. Amenință cal D5. Și tu trebuie să fugi cu dama înapoi și, ca să aperi și câmpul C7. De aceea negru zice, na. C6. Și acum începe un fel de hărțuire a damei negre, care nu se simte absolut deloc inconfortabil. N-am să vă arăt toată partida până la capăt. D4. Bate, că dacă nu îți bat eu, E5, damă G6, nebun D3. Deci vedem pe un alb care preferă să se dezvolte neținând cont de pionii proprii, pentru că el deja dă-te un pion. Dar stați să vedeți ce e logică. Damă ia pe G2, negru zice, ha, că-ți mai luai un pion. Și ai și turn în priză, ai și cal în priză. Da, da. Turn G1. Damă H3. Turn G3, damă H5, turn G5. Și negru zice, damă H3, aici face revis cu turn G3. Nu, zice Polmov, nebun F1. N-ai decât un singur câmp, damă E6. Altceva nu ai, da? Pentru că aici ai pur și simplu plec cu turnul din loc și ești sub bătaia nebunului din C1. Damă E6. Dar după calea pe D4, vă rog eu să numărăm câte piese are negru numărat, mutate față de poziția inițială. Pentru un singur pion. Dos. Și unus din ele este un pionus. Și dos este o damă. Pe când albul are doi cai și un turn pe coloană semideschisă. Partida asta, da, și un pion în teritoriul adversar.
După cale, după dame 7, nebune 3, H6, nu, cal F5, dama ia pe E5, calea pe G7, șah și dama câștigată. Dama câștigată. Calul fiind apărat de tur, da? Păi, dama a pierdut niște kilograme. Da. A fost mișcare. Da. Bun. Un alt sfat încălcat de către negru. Să țineți minte, asta e apărarea Alehin. Apărarea Alehin, în care totuși negru uită să lupte împotriva centrului. De fapt, el nu uită, el luptă împotriva centrului, dar numai și numai cu figuri ușoare. Un alt sfat este să lupți pentru centru cu pioni. Deci după E5, cal D5, C4, cal B6, D4, asta este într-adevăr o variantă din Alehin, în care negru joacă de obicei aici D6 și după F4, să zicem, asta e varianta celor patru pioni. Este jucabilă la negru? Da. Pentru că el luptă împotriva centrului alb cu un pion negru, oricând eu pot să bat aici. Sau dacă nu, pot să joc așa, C5. Da? Dar, încă o dată, în partida asta, negru nu vrea să lupte decât cu cai. Cal C6. Gafă. D5. Calea pe E5. C5. Ăsta e un fel de plug de zăpadă care se rostogălește. Și calul ăla nu are decât un singur câmp, ca să nu-l pierzi. Care e ăla? A4. E A4. C4. N-ai decât cal C4, nu? Dar după dama de 4 te pomenești că pierzi o piesă. De ce? Acești doi cai au și o denumire tehnică în șah, se cheamă cai atârnați. Adică atârnă unul de celălalt. Adică depinde foarte, foarte mult, depinde viața calului din E5 de viața calului din C4 și invers. Dacă unul dintre ei pleacă, celălalt este pierdut. În acest moment, calul negru din C4 este atacat de două ori. Da? Și negru găsește, săracul, cea mai bună chipurile apărare, în care să nu piardă prea mult material. Găsește acest B5. Albu bate. Zici, păi da, tot atât. Dar acum negru zice, pe stai, C5. Și acum, dacă iau și pe ăsta în pasant, pot să joc dama ia pe B6 și să scap cu negru, să nu pierd mult material. Dar albul joacă pur și simplu o mutare simplă, dama C3. Încă o dată vedem aici, de asemenea, de ce e bine să-ți dai seama că sfaturile pot fi încălcate. Pentru că așa și albul a scos dama, nu? Dar aici a scos-o cu un scop nobil. Deci, în acest moment, negru pierde unul dintre cei doi cai. Spuneți-mi și mie ce poate să joace negru aici. Mută, ce să mute? Calia? Mersi. Mută asta așa? Mersi. Ai doar un singur pion cu negru pe un cal, dar un cal face 3 pion. Și acum, în încheiere, vreau doar să vă uitați la o partidă jucată în 1969, parcă. Nu, 67. 1967. De ce? Eu aveam aproape 4 ani atunci. Da? Între doi jucători ceoslovaci. Ceoslovacia ca stat a dispărut.
Da, s-a spart în două, Cehia și Slovacia. De ce? De ce? Pentru a putea intra amândouă în Uniunea Europeană și datorită faptului că totuși sunt două popoare diferite care ele s-au unit mecanic după primul război mondial. Cehoslovacia a fost un stat cum a fost și Iugoslavia. Iugoslavia tot așa a fost un conglomerat de țări de mai multe naționalități. Croația, Bosnia, Herțegovina, Serbia, ăsta care... Da, corect, foarte Macedonia de Nord și mai e și Kosovo chiar, care de unul nu prea e recunoscut, dar mă rog. Deci hai să ne uităm la această partidă. Ce e Maria? Da, du-te. Deci D4, calfe 6, C4, G6, calce 3, nebun G7. Asta are și o denumire, apărarea asta se cheamă Indiana Regelui. Corect, foarte bine, bravo. Indiana Regelui, trebuie să specifici care indiana este, pentru că există și Indiana Damei. Indiana Regelui E4, pentru că negru își pianchetează nebunul de pe flancul regelui, de aia spune Indiana Regelui. Indiana Damei, negru își pianchetează nebunul ăsta, altul așa. Iar nebunul ăsta iese la luptă prin E6 și nebunul E7, deci nebunul ăsta nu va fi pianchetat în Indiana Damei. Deci Indiana Regelui amenințe 5, de aceea joc D6. Indiana Regelui este și la ora actuală o deschidere foarte apreciată de mari jucători de top. Unul dintre ei este Hikaru Nakamura, care este pe loc, este al, pe locul 3 mondial în lume la ora actuală. Cine e pe locul 2? Fabiano Caruana. L-a depășit acum în urma Olimpiadei. Într-adevăr, înainte de Olimpiadă, pe locul 2 era Hikaru, dar Caruana a făcut o Olimpiadă foarte bună. Deci, încă o dată, nebune 2, rocadă mică, nebun G5, nu intru în subtilitățile de deschidere, pentru că ce este foarte important la această partidă este sfârșitul foarte frumos prin care partida aceasta se încheie, prin sacrificii. C5, D5, H6, nebune 3, trufele teorie, rege H7, calfe 3, rege H7 este o mutare preventivă, pentru că eu oricum cu negru, cu alb aș dori să joc damă de 2 și pe urmă să fac două bătăi aici. De aceea negru joacă de acum rege H7, calfe 3, turne 8, rocadă mică, cal de 7, damă C2. Uite că, având în vedere că negru a jucat deja rege H7, dama asta nu se mai duce la D2, se duce la C2, pentru că își dă seama că negru, planul adoptat de către negru, de dezvoltarea lui, presupune o presiune asupra pionului din E4, E6. Exact să-mi deschid coloana pentru turnul din nou. F6, turnea pe E6, nu, D6, turnea pe E6, două bătăi, dar de-aia am jucat și eu damă C2, să am două apărări. Turn de 1, damă E7, 3 bătăi. Și aici alb începe bâlciu. Cal de 5. A, nu, turne 1, scuze. Calea pe E4. Deci negru i-a luat albului un pion. Acum joacă albul cal de 5. Deci albul are un pion în minus, dar culmea veți vedea că albul stă un pic mai bine aici. Damă de 8, nebun de 3 și în acest moment cu acest F7, F5, care din nou este încălcare de sfat. Da, ca o curiozitate, vedeți că acest sfat își întinde, ca să spun așa, tentacolele, inclusiv în jocul de mijloc. În momentul când ai făcut rocadă mică, chiar dacă intri în jocul de mijloc, e bine să nu muți pionul F. Când îl muți, să fii foarte, foarte atent la el. Deci nu se... N-are
utilitate doar în deschidere, inclusiv în jocul de mijloc, când împiști pionul de pe coloana F, trebuie să fii foarte responsabil de acest lucru, că s-ar putea să o dai în bară cu model negru aici. Cal F4, turneu 8, nebunea pe E4, feia, turnea pe E4, scuză-mă, dacă bați cu feul, tot asta ar fi urmat. Turnea pe D6. Și zici, păi bine, bine, dar nu că ești groghi. Una bucată, da? Și bat, și când bat, vai, vai, fata din tramvai, ești complet pierdut. De aceea, negru în partidă nu bate cu feu, bate cu turnul. Deci nebunea pe E4, turnea pe E4. Dar albul din nou își ia pionul lipsă înapoi, turnea pe D6. Câte bătăi mai? Două. Și tu n-ai decât o apărare. Damă C7. Vedeți, la atac se răspunde cu contraatac. Pe ce idee? Îți atac turnul. Dacă joci turnea pe G7, s-ar putea să-ți bat turnul, calul din pe pat. Asta gândește negru. Și albul tot bat. Și negru zice, păi băi, nu vezi că pierzi material după turnea pe F4? Da, da, pi sub atac. Nebunea pe F4, îți atac damă. Dama ia pe F4, negru zice, ți-am luat două piese ușoare pe un turn. Ce bine mă simt. Da, da, regele tău e cu pac după turnea pe G7. Deci, în acest moment, negru are un nebun în plus. Dar ce faci? Doarme. Ăsta ce faci? Doarme. Deci ce sfat a încălcat negru? N-a pus... nu a avut grijă de dezvoltarea pieselor proprii. Deci regia pe G7, damă C3, șah. Cal F6, turne 7. Dacă zici rege F8, damă F6 și mat în două mutări, n-ai decât rege G6. Cal E5, șah. Îl tragem pe domnul rege de mustăți, rege H5. Și turn G7. O mutare superbă. De ce? Veți vedea, pentru că efectiv închide toată coloana G. Deci ăsta se dezvoltă repede, nebune 6, dar nu mai e timp. Damă H3. N-ai decât una singură. Care e aia, Maria? Cum scap de șacul ăsta? Cu damă H4. Altceva nu ai la dispoziție, aici nu poți, pentru că mi-am pus turn pe coloana G. Deci damă H4. Cal G6. Deci cal G6. Îți atac dama de două ori. Zi sigur, lasă-o mai sigur. Ce poți să joci cu noi? Ca să nu iei mat pe tablă, că din nou ameniți damă, ia pe H4. N-ai decât să faci schimb de dame, nu? Păi de ce se dă? Schimb de dame. Poți să-l iau și așa. Checkmate. Deci vedeți un rege cum a fost săracul tras de mustăți din culcușul lui călduț până la H4. A făcut antrenamente. A pierdut kilograme mari, multe. 15-30 pix. Exact cât am